Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine. Astăzi vom vorbi despre. Biografia actriței Elis Cuvange, Bahar din Infidelul Actrița turcă Elis Cuvange s-a născut la data de 28 februarie 1987 în orașul Ankara. A absolvit facultatea de actorie la Universitatea Beykent și a debutat cu rolul personajului Inci în serialul Trădarea, Oile Birge Cerzamanchi, în anul 2010. Detalii din viața actriței extrase din interviuri. Trăsăturile de personalitate, misterioasă, emoțională, simpatică, umilă, idealistă. Nu-mi place să spun tuturor despre evenimentele speciale din viața mea. Încerc să nu fiu prea evidentă. Nu plâng în orice situație, dar, de exemplu, dacă conduc cu mașina și văd pe marginea trotuarului un unchi sau o mătușă bătrâni care se deplasează greu, cobor și îi ajut să traverseze. Le duc sacoșele. Voi face orice pentru cei care au nevoie de ajutor. Și eu voi ajunge într-o zi la această vârstă și cred că acel sentiment de singurătate este foarte greu. Îmi place să pot adăuga ceva în viața fiecărei persoane. Viața unei persoane este prea lungă pentru a deplânge ceea ce nu a făcut, și prea scurtă pentru a se lăuda cu ceea ce a făcut. Știe să fie fericită cu lucrurile mărunte. Dragostea sau grija arătată fără motiv îi poate lumina instantaneu ziua. Știu, a zâmbi cuiva necunoscut, a acorda prioritate, a ajuta pe cineva să își care sacoșele, sunt lucruri mici, dar mie îmi fac bine, mai ales pe străzile metropolelor, unde toată lumea este atât de furioasă, intolerantă și egoistă. Îmi lipsește bunătatea și ritmul relativ lent al vremurilor de demult sau ritmul unui oraș mic. Unul dintre cele mai mari vise ale ei este să joace într-un film de epocă. De asemenea, visează să publice o carte, ca autoare, mă văd semnând o carte de povești, făcând un documentar despre un grup de oameni dintr-o parte a societății cu care nu suntem foarte apropiați de ani de zile. Aș vrea să spun povestea bunicului meu, pe care l-am pierdut acum câțiva ani și care a fost iubit de toată lumea, care a fost foarte trist în copilărie, iar apoi a avut o viață plină de amintiri bogate și o mare dragoste. În plus! Încă nu m-am dus în celălalt capăt al lumii, și nu m-am trezit într-o nouă dimineață, respirând o cultură diferită de cultura europeană. Încă nu am învățat altă limbă străină decât engleza, încă nu am reușit să-mi alcătuiesc poveștile. În viitor sper să fac toate aceste lucruri. Cum își păstrează silueta? Încearcă să mănânce sănătos și face sport. Nu mănânc alimente grase, nu consum junk food. Cola este obiceiul meu cel mai nesănătos. Eu beau multă cola și cafea. În afară de asta, mănânc multe legume. Ador peștele. Îmi place să merg pe jos, mai ales când sunt singură. Dintre actrițele pe care le admir, pot să le număr pe Meral Cetinkaia, Tomirs Inser și Ildiz Kültür. Dacă sunt acasă, ziua mea de obicei nu se termină fără să citesc ceva bun, să ascult melodiile mele preferate timp de cel puțin o jumătate de oră și să mă uit la ceva. Îmi place și să gătesc. Filmele Eșil Cam, cu atmosfera și perioada lor, mă duc în vremurile după care tângeam fără să știu. De asemenea, nu pot să nu enumăr în special Hayat Güzeldir, Bir Ayerlik, Aşk și ultimele trei filme ale lui Nuri Bilge. Cărți favorite Pâsluchit Lara Tlasă, a lui Ihsan Octayanar, Tunman Manian Lar, de Oğuz Tai și Curt Lara Coșan din Lar, de Clorisa Pincola Estes. Se numără printre cărțile ei favorite.